Books are Magic, podcast powered by Nemira. Nautor, scriitor români contemporani de descoperit. Cu Eli Bădică. Salutare din nou tuturor! Sunt Eli Bădică, gazda voastră de astăzi și ascultați podcastul Nautor, partea seriei Books are Magic. Nautor este colecția de literatură română contemporană a editurii Nemira, pe care am bucuria să o coordonez. Iar în cadrul podcastului sper să vi aduc mai aproape pe scriitorii publicați aici și cărțile lor. Invitatul celui de-al doilea episod al podcastului este Goran Mrachici. Goran a publicat până în prezent 2 volume de versuri, 3 cărți de aforisme satirice, un volum de povestiri, Punk Requiem, căruia i-a urmat altă serie de proze scurte cu și despre Timișoara, povestiri din garaj, apărute la Nemira în vara lui 2018, una dintre cele mai bine vândute cărți din colecția Nautor de altfel. Volumele lui au fost premiate, iar fragmentele din scrierile sale au apărut în mai multe antologii de aforisme din Serbia, România, Bosnia, Spania, Liban și Italia. A fost invitat la numeroase evenimente și festivaluri atât autohtone cât și din afara țării. A lucrat timp de 15 ani ca redactor al unui ziar de limbă sârbă. A tradus din limba română în limba sârbă și viceversa mai multe cărți. În prezent ocupă funcția de director al editurii Uniunii Sârbilor din România. Trăiește și lucrează la Timișoara, acolo unde este de altfel și în momentul acesta. Salut, Goran! Cum e Timișoara zilele astea? Salutare! Păi e în ton cu ce se întâmplă în restul României și în restul Europei, mă gândesc. Adică, mai concret? Păi, lumea e izolată prin case. Nu prea iese pe stradă, nu vezi multă lume afară, chiar dacă e timp frumos. Majoritatea populației a înțeles că trebuie să stea o perioadă la, să zicem așa, la distanță și se păstrează, văd, și se respectă acest lucru în bună măsură. Da, Poli Timișoara, ce mai face? Ce mai știi? Păi, având în vedere că asta, toate competițiile au fost întrerupte și Poli este într-o vacanță din asta obligată și sperăm că se va relua cât mai în curând campionatul, pentru că eram învățați că în această perioadă să mergem la meciuri, mai ales că e timp frumos afară și o vreme ideală pentru sport. Da, da. Îmi imaginez că acum ați fi fost pe stadion. Cum s-a schimbat realitatea ta personală în ultima lună, să spunem? Eu, sincer, nu mă așteptam să se ajungă până la acest punct. Nu credeam în gravitatea, să zicem, acestei boli. Dar în urmă cu 3-4 săptămâni, când a început să se dezvolte, am văzut că se schimbă ceva, nu doar la nivel local, ci și la nivel continental, și forțat de împrejurări, a trebuit să mă supun și eu acestor noi modificări, acestor, eu știu, prevederi legale, ordonanțe, cum se mai numesc, și nu am trăit niciodată așa ceva, sunt la fel de surprins și la fel de, nu știu, mă simt foarte ciudat, cred că sunt în asentimentul majorității absolute a populației, este o chestie inedită pe care o trăiesc în aceste momente, sper să treacă cât mai repede, nu sunt obișnuit cu astfel de lucruri, cum nu sunt nici ceilalți, mă gândesc. Dar ce să facem? Dacă asta este situația, sperăm să treacă cât mai repede și să ne reluăm cursul firesc al existenței. Într-adevăr, și eu sper același lucru, cât mai repede, cu atât mai bine. Ești unul din scriitorii aceia foarte activ pe Facebook. Apropo, dacă nu-l urmăriți încă, poate o faceți pe viitor. Nu-ți consumă mult timp, multă energie să fii atât de prezent în social media?
Nu sunt foarte prezent, am cont doar pe Facebook, pe alte rețele de socializare nu, și pentru mine este un fel de refulare, de distracție. Mai mult nu-l folosesc atât de mult pentru promovare personală sau pentru nu știu ce marketing la care nu prea mă pricep, dar îl folosesc doar pentru a comunica și pentru a mai destinde atmosfera, mai ales în aceste momente când lumea este destul de sumbră, domnește așa o atmosferă funestă și eu refuz să fac parte sau să promovez lucruri sau știri din astea care se referă doar la chestii negative, la știri, eu știu, care prezintă doar niște situații sau scenarii dezastruoase, și încerc să detensionez puțin atmosfera și să le arăt oamenilor că nici într-un caz nu ne confruntăm cu vreo apocalipsă, ci că este o situație mai specială, dar nu trebuie să disperăm, nu trebuie să ne comportăm ca și cum am fi amenințați de nu știu ce molimă incurabilă, ci să gândim rațional, să trecem pe cât se poate păstrându-ne un tonus pozitiv, să nu cândem într-o capcană din asta deznădejde generale care mă irită puțin și mă deranjează, și încerc să nu fac parte, să nu intru în această horă a disperaților. Ba mai mult, tocmai de asta le spuneam mai devreme ascultătorilor noștri că dacă nu te urmăresc încă, poate o vor face pe viitor, pentru că sunt toate șansele să râdă des cu postările tale, cu rândurile pe care le scrii, pentru că, într-adevăr, cum spuneai și tu mai devreme, chiar reușești să descrețești fruntea cuiva. Eu una când vreau să mă mai amuz puțin, să mă mai destind, foarte des mi-aduc aminte că tu ai tipul acesta de postări cu foarte mult umor și intru pe pagina ta și mai citesc câte ceva și mă bine dispune. Vorbind despre timp și scris, ce sunt povestirile din garaj pentru tine astăzi, acum, gândind retrospectiv lucrurile? Nu am revenit foarte des la ele, nu am recitit, nu le-am reluat așa, cum să spun, orice carte pe care sau orice text pe care îl scriu, prefer să-l, nu știu, cumva să-l las la aprecierea și atitudinea celor care îl citesc. Chestia care m-a surprins oarecum și m-a bucurat este că am avut parte de reacții foarte diferite de la diversi cititori, pe unii pe care îi cunosc, alții pe care nu îi cunosc. Chiar acest lucru recunosc că mi-a făcut mare plăcere. Unii mi-au, cum să spun, mi-au revelat chiar niște chestii de care poate că nici nu eram conștient în momentul în care am scris textele mele de proză. Au descoperit noi și noi dimensiuni în textele mele, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure. Da, practic au îmbogățit textele prin lectura lor și asta e foarte fain. Da. Și am avut cel mai frumos lucru după ce publici o carte este cel legat de reacția unor oameni. Acum, bineînțeles că cei foarte apropiați în general au cuvinte de laudă sau de încurajare și nu sunt întotdeauna poate cei mai obiectivi critici sau cititori ai unui scriitor, pe când oamenii pe care nu îi cunoști, care din proprie inițiativă îți scriu din altă țară sau din România, din alt oraș, eu știu, și îți expun părerile lor, reacțiile lor, sentimentele pe care le-au avut în timp ce au citit sau după ce au citit cartea, e, chestia asta chiar îți face plăcere ca scriitor, ca om care a publicat o carte. Și, nu știu, o carte odată publicată are o viață, nu putem să determinăm de acum, nu știm cât va dăinui, peste cât timp va mai fi citită. Eu sper că va fi
și pe viitor și că nu va, eu știu, nu va sucomba, ca să-i spun așa, foarte curând. Și sper să rămână cât de cât, măcar o parte din ea prezentă în conștiința și în subconștientul celor care au citit-o. Și eu îi doresc și îți doresc același lucru, că amintei de reacții la povestiri din garaj, care a fost unul dintre cele mai faine feedback-uri pe care le-ai primit în legătură cu volumul acesta? Nu știu dacă ar fi corect să enumăr doar câte. Au fost destule, dar hai să spunem, cele mai faine reacții așa au fost de la doi prieteni de mei care trăiesc în Germania. O fată, Dina, mi-a scris că ea și-ar dori să găsească, să iubească ceva așa cum iubește Goran Timișoara. Na, mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Și mi-a mai spus-o un prieten care stă tot în Germania că, citind cartea, a lăsat necitite ultimele trei povestiri pentru că i-a plăcut atât de mult încât nu vrea să o termine și se părea, le-a lăsat așa pentru, eu știu, niște ocazii mai speciale. Și recunosc că acest lucru m-a emoționat, să spun așa, adică. Și pe bună dreptate, acum sunt curioasă dacă le-o fi terminat sau nu. Nu l-am mai întrebat, probabil că da, nu știu, a fost mai de mult chestia asta, dar nu am mai vorbit. Poate ne ascultă cine știe și o să-ți scrie cu ocazia asta și îmi spui și mie ce ți-a zis. Ar fi fain să știm dacă a terminat sau încă le are la păstrare, așa ca un vin bun. E ceva ce ți-ai fi dorit să se întâmple cu volumul ăsta și nu s-a întâmplat, nu s-a petrecut până acum? Nu știu, nu aș putea să spun exact care au fost așteptările mele în momentul apariției sale. Bineînțeles, ca orice om care publică o carte, își dorește ca ea să fie căutată, să fie citită și un lucru ăsta, în bună măsură, s-a întâmplat. Bineînțeles, repet, nu știu care au fost exact așteptările mele. Nu am avut niște targeturi, nu am stabilit niște cifre sau niște cote sau. Totul s-a întâmplat spontan. Voi v-ați făcut partea de treabă legată de marketing, de promovarea cărții în alte orașe. Eu în Timișoara am încercat să o mai promovez cât de cât pe plan local. Reacțiile au fost destul de bune în ceea ce mă privește. Din câte știu, a fost cea mai vândută carte a anului 2018 la librăria La Două Bufnițe. Da, O da. chestie pe care iarăși recunosc că mi-a făcut mare plăcere. Și, în general, pot să spun că sunt mulțumit de modul în care a fost recepționată și apreciată de publicul cititor, pentru că am avut parte de reacții nu doar de la oameni pe care îi cunosc sau de la apropiați de-ai mei, ci, repet, și de la oameni pe care nu îi știu, și care din proprie inițiativă mi-au trimis mesaje pe Facebook, pe, nu știu, mail, prin alte căi, exprimându-și, nu știu, opinia vis-a-vis de carte. Și pentru mine cel mai important lucru, dincolo de toate, dincolo de toate liniile sau eu știu, este că am reușit să creez niște stări, să trezesc niște emoții, să trezesc niște sentimente, iar acest lucru mi se pare cel mai important atunci când scrii și când simți această nevoie să așezi niște gânduri pe hârtie sau, mă rog, pe calculator. Ascultându-te, mi-a venit în minte gândul că nu mi-amintesc să fi citit ce-i drept vreo cronică sau vreun comentariu legat de cartea ta de la cineva care a citit și să fie nemulțumit, să aibă vreo dezamăgire în legătură cu cartea. Pur și simplu nu mi-amintesc că se întâmplă să diferiți oameni după ce citesc o carte să își exprime dezamăgirea, dar în cazul povestirilor din garaj, uite că nu-mi vine în minte absolut nimic, ceea ce nu poate să fie decât de bine, cred eu.
Acum eu sunt conștient că nu poate, o carte nu poate să placă tuturor, dar cel puțin mie nu mi s-au plâns sau nu mi-au scris oameni care cărora nu le-a plăcut cartea. Probabil că există și e firesc să fie așa, nu există nicio supărare sau nu ar fi o capă de țară, dar nici mie nu mi-a spus nimeni. Probabil că celor care nu le-au plăcut și-au ținut-o pentru ei. Da, cel mai probabil. Apropo, e vreo întâmplare recentă, vreun personaj, poate mă gândesc, demne de povestiri din garaj, pe care lucruri pe care le-ai putea include, să zicem, în volum acum, dacă ar fi o a doua ediție? Da, sigur. Păi, cartea este inspirată din realitatea directă cu care mă confrunt zilnic și este o chestie care poate fi upgradată, să zicem așa, aproape zilnic. Deci nu. Cumva, când începi să scrii, îți intri așa, îți dezvolți niște simțuri și începi să gândești cum ai putea să transpui în proză sau în alt fel de literatură, eu știu, relațiile pe care le stabilești zilnic, oamenii pe care îi întâlnești, situațiile cu care te confrunți. Practic, începi să gândești, îți creezi niște mecanisme din astea pe care orice, a bine, nu chiar orice, dar majoritatea chestiilor cu care te confrunți zilnic, te gândești cum ar arăta transpus în literatură. Unele se pretează la așa ceva, altele evident nu. Unele sună bine după ce le scrii, altele nu. Și atunci timpul este cel care face așa o selecție cumva de la sine și există o sită din asta invizibilă. Iar ceea ce autorul consideră că trebuie să rămână, rămâne. Restul, mă rog, merge în cum se numește chestia din calculator, recycle bin. Tu practic spui acum că odată ce te-ai dus pe panta asta, să spunem, ți-ai ales drumul ăsta, ai început să scrii, practic nu te mai poți opri decât dacă, evident, e vreun factor extern. Cumva, faptul că scrii în mintea ta constant și absolut tot ce vezi, transpui, traduci realitatea în mintea ta literar, să spunem. De unde crezi că vine necesitatea asta a ta de a scrie? Păi, nu știu, neavând alte aptitudini sau alte talente, ăsta este probabil singurul talent care mi-a fost dat, singura formă, singurul talent pe care îl am artistic. Mi-aș fi dorit să pot să mă exprim și în alte moduri, dar din păcate nu am ureche muzicală, nu aș putea să cânt la vreun instrument. Nu am talent la desen, mi-ar fi plăcut foarte mult să creez, de exemplu, benzi desenate sau să fac chestii de genul ăsta care îmi plac, dar nu am talent pentru așa ceva și atunci singura chestie care îmi rămâne, singura formă de manifestare artistică de care sunt capabil, este scrisul. Și atunci încerc să-mi concentrez, eu știu, toată energia creativă de care sunt capabil și pe care o am, în scris. Dar, din păcate, nu sunt atât de pedant și de harnic pe cât ar trebui. Nici într-un caz nu sunt genul de om care lucrează zilnic sau chiar dacă uneori sunt frustrat de faptul că pierd destul timp sau am impresia asta că nu lucrez cât ar trebui, nu scriu cât ar trebui, trag de timp chiar și atunci când am, să zicem așa, mai mult timp liber. Dar asta e situația, nu știu, nu pot să funcționez altfel. Am încercat să-mi impun, nu pot să funcționez după un orar din ăsta clar, să-mi impun ore de scris, pur și simplu nu pot să funcționez așa, ci doar atunci când îmi vine ceva, când am o inspirație sau nu pot să funcționez altfel. Nu sunt un om suficient de disciplinat. Cum vă ce apropiați ție toată chestiunea asta cu scrisul?
prietenii tăi, familia ta, de când te-ai apucat de scris și până astăzi? Care sunt reacțiile lor? În general, sunt reacții pozitive. Evident că sunt, mă confrunt și cu tot felul de glume din astea miștouri, mai ales că atunci când vorbesc cu prietenii, când ies în oraș sau... Da, dar sunt chestii pe care le accept și care uneori chiar îmi fac plăcere. Am avut tot felul de situații. Mi s-a spus de multe ori că ultimul lucru cu care m-ar asocia cineva ar fi un scriitor sau eu, nu arăt nici prin comportament, nici fizic. Acum, da, nu știu. E ceva exotic? Ceva excentric? Cumva? Da, am impresia că lumea mă percepe ca o prezență mai exotică așa în lumea asta. Nu, adică lumea nu se așteaptă ca cineva ca mine să se ocupe cu scrisul, cumva. Sau cel puțin, eu știu, noi am crescut pe pattern-ul ăsta. Scriitori erau cei din manualele de limba și literatura română, adică na, oameni îmbrăcați în costum, oameni cu freze din astea, pozați, sobri, eu știu. Cam asta, și în subconștientul colectiv, așa trebuie să arate un scriitor, eu știu, ca Mihail Sadoveanu, ca Mihai Eminescu, ca, eu știu, și cumva lumea nu te asociază, adică pe cineva care trăiește în timp real, un prieten de-a lui, îi vine mai greu să-l Bine, nici n-ar fi corect să te pune pe același calapod, nici n-ar fi. Dar e o reacție diferită. Nu ești privit la fel ca, știu, un scriitor clasic, ceea ce este și firesc până la urmă, nici nu-mi doresc acest lucru. Ce cauți în cărțile pe care le citești? Ce te interesează cel mai mult? Asta depinde de la scriitor la scriitor. Sunt practic, nu știu, în lume, un număr aproape infinit de oameni. Nici nu poți să citești tot ce ți-ai dori sau în decursul unei vieți nici nu poți să ajungi la toți oamenii care probabil ți-ar place dacă ai reuși să citești ceea ce scriu. Ceea ce caut eu, nu știu, în literatura rusă, de exemplu, de la literatura rusă am unele așteptări, de la literatura americană am alte așteptări, de la literatura occidentală europeană am alte așteptări. Cumva mi-am creat în minte niște tablouri din astea pe care le asociez țărilor pe care le cunosc mai bine, de exemplu literatura din spațiul ex-iugoslav, literatura din România, literatura din spațiul ex-sovietic, din spațiul nord-american, sud-american și așa mai departe. N-am citit foarte des scritori asiatici sau africani aproape deloc. Nu știu ce caut. Caut să-mi placă pur și simplu carte, să-mi prezinte realitatea așa cum nu am mai trăit-o eu, să mă transpună în locuri și în situații pe care nu am avut ocazia să le trăiesc personal, să arate niște personaje care să mă intrige, care să mă fascineze, care să mă pună pe gânduri, care să-mi schimbe, eu știu, o optică pe care o am, să-mi schimbe niște păreri probabil pe care le am, sau să-mi pună la îndoială niște, eu știu, niște stereotipuri probabil. Mă rog, diverse chestii, să mă intrige, să fie o carte interesantă, să fie oarecum dinamică, să fie, nu știu, nu pot să spun când deschid cartea, aștept asta și asta. Văd pe parcurs, sunt cărți care îmi plac din prima sau cărți care nu îmi plac și atunci în unele cazuri continui sau, eu știu, sunt în altele, nu, mă opresc mai repede, depinde de situație.
Aș zice că a venit momentul acela în care tu să ne citești o pagină din cartea la care lucrezi acum. Ce spui? Ok. Fragmentul se numește America de pe strada a doua. Nu vii până la mine să mănânci un pepene, îmi strigă Babadarinca văzându-mă că trec cu bicicla prin fața casei lui Ioșca. Îi fac cu mâna un semn că vin imediat, numai să-mi recuperez praștea pe care am împrumutat-o unui prieten. Ea scoate un cuțit din sertar, deschide frigiderul și se apleacă să ia jumătatea zemoasă de pepene galben. L-am băgat o țără în frigi, cum spune Checa, să fie rece, zice râzând. De fiecare dată când pronunță cuvântul frigider, adaugă inevitabil și englezescul frigi, ironizând-o astfel pe verișoara ei, Checa din St. Petru, care, chipurile, n-a mai știut cum se spune în sârbește la frigider după ce s-a întors din America. Știu foarte bine că urmează și celelalte povești legate de vecinii de pe ulița a doua, plecați pricobare, adică peste baltă. Născută în Austro-Ungaria, Babadarinca nu prea conștientizează că a trăit în două țări diferite. Cum se poate una ca asta, din moment ce eu nu m-am mișcat din Varieș? Circulă țările mai des ca mine? De fapt, a fost de câteva ori la Timișoara și Arad și odată la Cluj. Cel mai lung drum din viața ei, de care vorbește cu pasiune de fiecare dată. Știe însă că America e ceva mai departe decât Clujul, fiindcă până acolo se merge cu șifa, adică cu vaporul. Prima ei amintire despre țara promisă se leagă de poveștile lui Laca, văcarul de pe strada cimitirului sârbesc, un fel de Münchhausen local. Toată lumea știe că inventează snoave, dar sunt atât de distractive încât nimeni nu-l contrazice sau îl acuză că minte. Merg eu odată cu vaporul spre America, spune el. Numai lumea aleasă, de viță. Deodată, vaporul se oprește în mijlocul oceanului. Nimeni nu știe să repare stricăciunea. Doamnele în rochii scumpe au început să se panicheze. Dar atunci am intervenit și mi-am spus, nu vă fie frică, rezolv eu treaba asta. După care mi-am suflecat mânecile de la cămașă, am sărit în apă și am împins vaporul până în America. După faza cu frigiderul, urmează inevitabil povestea despre vecinul Zorco, care a venit în vizită după doar un an și ceva petrecut la Detroit. Ne-am așezat baș aici în cuina asta, adică în bucătărie, el era pe scaunul acela pe care stai tu acum. Deodată se ridică în picioare și arată cu degetul spre șifonier, adică spre dulap, și mă întreabă cum se zice la asta că acolo vorbesc numai în engleză și am început să uit cuvinte? Baba râde de se sparge. De sora mea după mamă ți-am povestit, de Dobrinca, cum a părăsit totasul înainte să se nască și a plecat în America? Evident că mi-a povestit de netrebnicul poreclit Părcăgaia, care a fraierit-o pe încă minora Iusta să vândă două lanțuri de pământ pentru a pleca cu el în America, dar într-un final s-a dus numai el, lăsând-o pe amărâta asta gravidă să-și rupă spinarea pe moșiile celor avuți. Mergea la săpat și l-a plivit, mutându-și bebelușul de la grămadă la grămadă. De aceea, Iusta a fost tot timpul mai atașată de Dobrinca decât de Babadarinca, pe care a avut ulterior cu văduvul Milorad. Acesta a ratat la rândul său plecarea în America alături de familia Weissmüller din strada 6, al cărei argat era, fiindcă a lăsat-o gravidă pe o altă vecină. Și tatălui Dedă Milorad, Jivco, s-a dus să-și caute de lucru în țara promisă pentru a se întoarce cu bani acasă, dar au căzut niște placaje peste el și i-au retezat capul. Acasă a sosit doar o telegramă însoțită de poza răposatului. Am auzit toate astea de zeci de ori, dar o las pe Babadarinca să-și depene amintirile. Știi cum și-a luat tălpășița șmechelor de Părcăgaia? Avea un pantof de o culoare și altul de altă culoare. Unul alb, celălalt maro, ca la circ. Ce-o fi zis americanii ea când l-a văzut? Cred că i-a dat pe spate. Mulțumesc frumos, a fost foarte fain fragmentul, le mărturisesc ascultătorilor noștri că eram tare curioasă ce vei citi și mi-a sunat foarte bine, abia aștept să citesc și ce e înainte și ce e după. Acum ți-aș propune o serie de 10 întrebări altfel, telegrafice, așa, cu două variante. Dacă vrei, poți motiva alegerile, dacă nu, doar să spui ce alegi între cele două variante, cum spuneam.
Începem? Ok. Început sau sfârșit? Început. Proză sau poezie? Ambele. Trecut sau viitor? Și trecut și viitor. Cam trișezi. Rural sau urban? Totuși urban. Stilou pix sau tastatură? Acum doar tastatură. Nu știu dacă e bine, dar tastatură. Netflix sau HBO? Doar Netflix am momentan, deci Netflix. Rock sau punk? Punk, clar. Cârciumă sau restaurant? Bine, cârciumă, evident. Bani sau faimă? Greu de spus. Hai să spunem faimă, parcă e mai frumos. Cafea sau bere? Paradoxal, acum o să spun cafea, pentru că momentan nu beau bere. Vai, nu credeam că o să alegi așa ceva. Sunt dezamăgită și mai și încheiam cu asta. Înainte de a încheia discuția noastră de astăzi, mai am totuși o propunere rugăminte pentru tine. După primul episod al podcastului, mi-a venit ideea să facem un soi de leapșa în autor, așa că am întrebat-o pe invitata mea de atunci, Raluca Noghi, colega ta de turneu, pe care dintre nautori vrea să-l audă povestind în continuare. Divulg acum pentru ascultătorii noștri că ea te-a ales pe tine. Așa că te rog să alegi tu invitatul sau invitata pentru următorul episod. Cine să fie? Hai să spunem Oleg Garaz. Minunat! Oleg, dacă ne asculți, tu urmezi. Mulțumesc mult, Goran, pentru că ai intrat în jocurile mele mai mult sau mai puțin îndoielnice ca de obicei. Îți mulțumesc și ție și sper să ne mai auzim. Cu siguranță ne mai auzim. Iar vouă, celor care ne-ați ascultat, vă mulțumesc că ne-ați primit cu atâta îngăduință în căștile voastre. Ne reauzim peste 2 săptămâni. Până atunci, să fiți bine și să citiți cărți excelente. Books are Magic. Podcast powered by Nemira. Nautor. Scriitori români contemporani de descoperit. Cu Eli Bădică.